Ultima șansă în seara asta, dragii mei! Ultimul concurent care va pătrunde în arenă! Acolo unde va ghici prețul cel bun! O să luăm așa la nimereală! La nimereală o luăm pe Cristina Nimereală! Te cheamă Cristina Nimereală? Da! Cristina Nimereală, foarte tare numele, de-aia l-am folosit de mai multe ori. Mulțumesc. N-am râs de numele tău, ci doar ne-am amuzat așa un pic de situație. Îți doresc mult succes și să fii fericit așa cum ai fost toată emisiunea. Mulțumesc mult! Doamne ajută! Cristina! Bună, Cristina! Bună, bună! Nimereală este numele de familie sau? Da. De familie. Da. De la ce? Știi că pe vremuri era alu ciobanul, adică avea oi, alu frizerul avea, alu brânză avea brânză, alu vârciu era cu vârcolaci cu altceva și la nimereală... De la nimereală, provine de pe lângă Făgăraș. De pe lângă Făgăraș, am înțeles. De acolo. Oricum ai nimerit foarte bine aici la noi. Mulțumesc. La prețul cel bun. Hai să văd dacă nimerești și prețul. Doamne ajută! Pe acolo, pe undeva, să mergem spre finală. Că domnul Laurențiu s-a plictisit de când e aici. Urmez, trebuie să vină și un bărbat. Trebuie să vină și un bărbat, n-avem cum. Am înțeles că ați fost prin Kosovo, nici și păcat să nu veniți aici. Știu tot. Știu tot. Vorbim după emisiune. Exact. Ultimul produs din această seară. Ultima șansă ca să fiți aici lângă mine și să vă bateți pentru... Să vă bateți. Să vă zbateți pentru premiul cel mare din finală. Ce avem, Andrei? Pentru excursiile în afara localității sau pentru băieții care umblă prin cartiere răufamate, avem rucsacul pentru laptop cu cifru. Hei! Nu se poate deschide, doar se poate fura cu totul. Asta e singura variantă pe care o ai. În rest nu se deschide, ori ți-l ia cu totul, ori rămâne al tău. Haideți să vedem și noi cam cât ar costa o grozăvie ca asta de rucsac cu cifru. Haideți, doamna Mihaela, ia să vedem. 159 de lei. Domnul Laurențiu. 130. Cristian. Ce spune soția? Constantin. 165. 165, spune soția. Cristina. 190. Bine. 190. Iată, bă, că avem un câștigător sau o câștigătoare. De data asta n-ai nimerit ce trebuie. Constantine. Doamna Mihaela a fost acolo. Pe lângă. Cristina. Bose, poate. Stai acolo, stai acolo, ce? Ai câștigat, ești la televizor. Ei, uite, filmăm. 140, Laurențiu! Cu ce vă ocupați? Liber profesionist. Ies din concursuri. Bine! Începând de astăzi. Și până să trăiți din prețul cel bun, ce ați făcut? Militar. Pe mine nu m-au prins, că n-am făcut armata. Nu oricine poate. Da ce? Mi-e place sinceritatea, are dreptate. Nu duceam! Nu duceam! Deci n-aveam. Punea să am înțeles că spălau cu periuța de dinții. Ați prins astea? Am prins și gheazeuri. Cum e gheazeul? Gospodărie agrozootehnice. Cred că acolo ai fi putut face față. Și ala cu trenul de te luau cu salteaua în noaptea și te întorceau pe... Asta numai în zilele de sărbătoare. E să o fire sensibilă, Iuliana, nu te uita așa la mine. E să o fire sensibilă, oricum. Armata e pentru cine poate și cine vrea. Am înțeles că ați fost plecat și prin țări străine, ați vizitat în vacanță, ați stat acolo la soare, frumos. Da, am fost și prin țări străine, într-adevăr. Turism militar, îl aveam. Da, nu, glumesc. Am fost în teatre de operații, a fost ok. Despărțirea de familie a fost mai grea, dar am trecut cu bine peste. Ați trecut cu bine că sunteți aici lângă noi la prețul cel bun. Linco! Avem un joc unde puteți câștiga doar bani și o sumă chiar foarte frumoasă. 12.500. Trebuie să-mi spuneți mie care este începutul și finalul prețului. De la ce? Vă spun imediat.
Nu eu, mai bine vă spune Andrei că vă spune mult mai frumos. Un set de table de șah pentru cei mai bătrâni, așa că noi care joacă pe stil vechi, nu online ca cei mai tineri. Avem un uscător de păr cu două viteze și trei trepte de temperatură. Are un jet de aer rece pentru fixarea coafiurii și diferite accesorii pentru stilizarea părului. Apoi, un penar complet echipat cu 50 de piese, că vorba aia, dacă tot pierde copilul una câte una, măcar să-i ajungă până la sfârșitul sezonului, trimestrului, semestrului și ce mai e acum. Și mai avem un prăjitor de pâine cu aspect retro, de invidiat și trei funcții, dezghețare, încălzire și prăjire, capacitatea de două felii, 6 trepte de temperatură și ustensilă pentru înlăturarea arsurii. Ca să vă dau un pic de curaj așa, de... Am nevoie, mulțumesc. Da? Vă dau eu unul gratis, doar pentru că ați fost în armată și că ne-ați ținut safe. Noi am fost în siguranță cât ați fost acolo în armată. Pentru toți militarii, tot respectul nostru, cei care nu au făcut armata. Și ne bucurăm că vă avem acolo. Domnul Laurențiu, trebuie să-mi spuneți mie la aceste table dacă prețul începe cu 5 sau se termină cu 8. Două variante. Să termină cu 8. Fratele! Ce zice fratele? Ia uzi! Îl ascultăm? Nu. Nu lasă, se căpățânat în armată. Păi de-aia, iată așa. A avut grad mai mic în armată decât. Așa că hai să nu mai vă mai auzim, da? Mergem pe mâna ofițerului. Absolut. Să arătăm ce a spus, că se termină cu 8. Nu se termină cu 8. Începe cu 5. Domnul ofițer, hai să vedem aici la acest uscător de păr. Începe cu 9 sau se termină cu 6? Începe cu 9. Ramona, începe cu 9. Ia să vedem. Da. Începe cu 9. Încă o șansă la jocul nostru preferat, Plinko. Acest penar cu o grămadă de lucruri. 50 de piese. 50 de piese. Se termină cu 8. Se termină cu 8, Iuliana. Da! Se termină cu 8. Se termină. Da, bine. Și acum ultima șansă să mai câștigăm încă un jeton la jocul nostru. Pac, pac, stai că trag. Începe cu 6 sau se termină cu 7? Începe cu 6. Începe cu 6. Aie, câte avem? 3. Mergem sus aici. Și de undeva, de unde decizi să-i dai drumul jetonului, el trebuie să cadă. Ia să vedem. Și pleacă, și pleacă, și pleacă. Și a plecat și 1500. E bine. Mai dăm drumul o dată să vedem unde pleacă. Unde se duce, unde se duce, pac. N-a fost bine, 100. Avem 1600. Ultima șansă. A plecat, a plecat, a plecat, a plecat, nu se duce rău. 1000. Veniți jos lângă mine. 2600 plus uscătorul de păr pentru soție și penarul. Zi de zi.